Salutare, dragi prieteni! Bine ați venit și revenit pe canalul meu! Sunt în piața 30 decembrie Galați și pentru că vreau să evit aglomerația, pentru că nu am treabă în piață, dar trebuie să trec pe aici. O să trec doar așa, razant, pe groază de aglomerație. Nu-mi face bine aglomerația. Mă rog, am fost educată să evit aglomerația prin prisma meseriei, dar nu numai. Așteptăm să facă verde, s-a făcut verde între timp. Mergem la... Am eu o treabă aici undeva, în drum spre electrica, pentru că problema cu electrica e o problemă gravă de tot. Deci am primit notificare pentru că se oprește lumina, pentru că suntem datori cu 5 lei, care nu știu de unde și până unde au rezultat neplătiți. Pentru 5 lei. Așa, da, uite, struguri, strugurași. Da, nu știu, mi-e groază, aici sunt țigari mulți. Enorm de mulți. S-a făcut șofer de taxiuri, numai să nu muncească. Adică nu zic că șoferul taxi nu muncește, dar e o muncă așa. No. Nu. Cum e? Munca așa cum e. Aici am amintiri foarte urâte, pentru că stăteam cândva la o coadă de fructe și cineva mi-a furat din buzunar ceva. O sumă. Nu mare, dar... Așa că trec în viteză pe aici. Asta e clădirea mare a... a pieței. Mamă, ia uite, păstăi 9 lei. N-am mâncat păstăi anul ăsta, dar la prețul ăsta prefer o pulpă în loc de păstăi, care oricum nu-i calorică, nu-i proteică, dar ce are păstăia? N-are nici măcar doar câteva vitamine, să zicem, dar pofta-i mare. Na, n-aș putea lua așa. Cred că o să vin să iau. Să vin să iau. Păi mă mai întorc eu după ce-s plecată. Azi am treburi grele de rezolvat. Adică grele. De esență. De substanță. Da. Și acolo sunt spații de închiriat. Mă rog, clădire ultramodernă aici la piață, pepeni și pepenași de toate mărimile, că acum e timpul lor și n-am făcut cură de pepeni anul ăsta. Am luat doar 2-3 pepeni, așa, nu prea s-au nimerit buni, mai mult păliți, că n-a fost ploaie, oh, și iară oh. Da, dar oricum pepene nu car de aici, că e foarte departe, pepene iau de la mine, indiferent. Același preț, nu are niciun sens. Ia uite, mă, e în reconstrucție. Farmacia, am uitat cum se numește. E o trecere. Căutăm o trecere. În partea cealaltă e trecerea. Am greșit drumul. Oricum, aici. Am greșit drumul. Da, vin rar pe aici. Mai ales acum. Vin așa la 2 luni, cred, la Galați. Nu vin mai des, că n-are sens. Și trebuie, mai trebuie să vin, că am treburi de rezolvat. Groază mare. Treaba acasă, treaba pe drum, treaba într-o mie de locuri. Așa, și... asta filmez așa pentru aducere aminte, pentru mine, pentru voi, pentru oricui e dor de zona asta din Galați. Românii sunt risipiți în toată lumea. Nu se știe cine, ce, cum și ce fel. Acolo e o biserică care o frecventam eu foarte des. Oh, și verde. Și verde și o stăteam. Așteptam învierea morților.
Așteptăm și aici un verde. După care mă duc acolo la magazinul de pe colț, cu USH, să iau pantaloni lui taică-mi. Sau tricouri, ceva ce, mă rog, de purtat, că nu prea are. Adică are, dar nu știu, el vrea ceva mai larg. S-a făcut verde. El vrea ceva larg pentru că își pune 1000 de jambiere, doar picioarele, și așa că are nevoie de acele jambiere și nu-l ajung pantalonii jos la craș, sunt majoritatea strâmți. Așa că mă duc să văd ce are și după aceea fuga fuguța la Electrica să... Așa, asta e zona. Să-mi rezolv problema și după aceea la Dedeman, pentru că și acolo am multe treburi de rezolvat. Sper să rezolv. Cât o-i rezolva, cât o-i putea. S-a făcut verde, trecem și o să închei aici, dragii mei. Vă urez o zi bună, numai bine, sănătate, toate bune. Aveți grijă de voi și de voștri. Multă, multă sănătate. Aveți grijă de copii. Viitorul nației, nu uitați. Ciao. Da, să mor dacă văd ceva. Da. Bye.